Președintele Klaus Iohannis a fost astăzi împreună cu soția la slujba de Crăciun de la Biserica Romano-Catolică. La ieșirea din biserică, prima doamnă a primit un buchet de flori de la o femeie și un plic, cel mai probabil o felicitare. Cadourile au fost imediat luate de cei de la SPP. Politicienii își petrec în mod firesc sărbătoarea Crăciunului împreună cu familia. Al doilea om în stat, Alina Gorghiu, a făcut fotografii împreună cu cei doi fii ai săi și cu soțul. Arși demnitare au ales să fie mai discreți cu mesajele sau fotografiile, dar cu toții stau împreună cu familia. Președintele României, Klaus Iohannis, a mers la Biserica Romano-Catolică Sfânta Treime din Sibiu, unde cuplul prezidențial vine de fiecare dată când șeful statului este acasă. Șeful statului le-a urat oamenilor prezenți Crăciun fericit. Prima doamnă a primit flori de la o femeie, iar Klaus Iohannis a fost întâmpinat cu mesajul: în martie intrăm în Schengen. Al doilea om în stat, Alina Gorghiu, a ales să petreacă aceste sărbători alături de cei doi băieți, Amon și Noa, și de soțul acesteia, Lucian Nisar. Președintele Camerei Deputaților și premierul Nicolae Ciucă au avut mesaje de Crăciun pentru români. Dacă Marcel Ciolacu s-a rezumat la un mesaj simplu, Crăciun fericit, premierul a ales un mesaj mai amplu: cele mai prețioase daruri de Crăciun să vă fie liniștea sufletească și clipele frumoase petrecute alături de cei dragi. Dragi români de pretutindeni, un Crăciun fericit și la mulți ani! Și miniștrii petrec în familie. Gabriela Firea a făcut o fotografie împreună cu familia și Moș Crăciun. Ministrul Muncii petrece și el tot acasă acest Crăciun. Abia aștept să pot să stau cu familia. Rământați pozonat? Faceți ceva? Nu aș putea să mă laud cu așa ceva, dar pot să mă laud cu ceea ce face soția mea. Și Raluca Turcan, dar și Adrian Solomon abia au așteptat să stea acasă de Crăciun. La Sibiu, și Crăciunul și Anul Nou și în familie. Îmi doresc foarte mult să stau în mijlocul familiei și, dacă se poate, cu telefonul pus pe silențios, da. Hotărât să stau acasă. Acasă? Cu familia și cu părinții, cu toți ei. Parlamentarii vor reveni la muncă abia în luna februarie, însă executivul este cel care poate lua deciziile prin ordonanțele de urgență, cât aleșii sunt în vacanță.